și vă spunea și Andrei, a treia confruntare dintre Real Madrid și Barcelona. Casillas a făcut minuni în repriza secundă, atunci când a reușit să scoată formidabil două șuturi expediate de Pedro și Iniesta. Messi acum, Messi deposedat până la urmă de Xabi Alonso. Marcelo este la minge. Marcelo, într-unul dintre puținele atacuri poziționale din ultima perioadă ale Realului, o pasă pentru Di Maria, centrează Di Maria și gol! Gol Real Madrid! Cristiano Ronaldo deschide scorul în minutul 103. Formidabilă centrarea lui Di Maria și extraordinară lovitura de cap a lui Cristiano Ronaldo la al șaptelea gol în această ediție a Cupei Regelui. Realul dă lovitura pe Vestalia. Iar peluza din dreapta explodează pur și simplu, toată banca de rezerve a celor de la Real Madrid a intrat pe teren. 1-0 pentru Real Madrid și pleacă totul din această cursă, din acest 1-2 reușit de Di Maria cu Marcelo. Excelentă centrarea lui Di Maria și lovitura de cap a lui Cristiano Ronaldo, care îl învinge în duel aerian pe Adriano și deschide scorul 1-0 Real Madrid, minutul 103 al acestei finale. Extraordinar timingul lui Cristiano Ronaldo, s-a înălțat la momentul potrivit pentru a relua balonul perfect. Își dovedește încă o dată calitățile de marcator Cristiano Ronaldo, iar José Mourinho face a doua schimbare, îl trimite pe teren pe Granero și îl scoate pe Sami Khedira. Nu mai poate germanul, în locul său intră Granero, unul dintre cei doi spanioli care au marcat pentru Real Madrid în acest sezon al primerei diviziuni. O situație cu care Barcelona nu prea e obișnuită, cea de a fi condusă. De văzut cum vor gestiona catalanii acest moment. Viteza lui Cristiano Ronaldo, evident,